Capitolul 2. Să nu avem despre noi înșine păreri înalte. Dorința de a cunoaște e firească la tot omul, dar la ce ar folosi știința de carte fără frica lui Dumnezeu? Fără îndoială, mai câștigat e țăranul slujind lui Dumnezeu cu smerenie decât filozoful Semeț care lăsându-și propriul suflet în paragină, se încumetă să iscodească mersul stelelor. Omul care se cunoaște pe sine însuși temeinic știe bine să se umilească. Pe el n-au cum să-l încânte laudele oamenilor. La ce mi-ar folosi înaintea lui Dumnezeu care mă va judeca după faptele mele să am cunoștință de toate câte sunt pe lume, dacă inima mea ar fi lipsită de dragoste. Silește-te să-ți înfrânezi năzuința nesăbuită de a cunoaște, căci multă risipire și multă amăgire stau cuibărite în aceasta. Celor cu știință de carte le place mereu să se afle în văzul lumii și să treacă în văzul oamenilor drept înțelepți. Multe sunt, însă, lucrurile a căror cunoaștere nu aduce câștig sufletului sau îi priesc doar prea puțin. Mare nesăbânță, prin urmare, este să-ți irosești vremea cu lucruri ce nu sunt de folos mântuirii. Nu vorba multă satură sufletul omului. În schimb, viața cinstită și dreaptă dăruiește pace cugetului după cum o conștiință curată dă o mare încredere în Dumnezeu. Cu cât vei ști mai mult și cu cât vei cunoaște mai bine, cu atât mai aspru vei fi judecat dacă viața pe care o duci nu va fi la înălțime. Ferește-te așadar de a te umfla în pene pentru destornicia sau știința ta de carte, ci mai degrabă temete pentru tot ceea ce ți-a fost dat să cunoști. Iar dacă ți se pare cumva că știi sumedenii de lucruri, nu uita că mai multe și mai nenumărate sunt cele despre care nu ai habar. Nu te făli așadar cu nimic, ci mai curând mărturisește-ți mărginirea. Cum mai putea să te socotești mai presus decât altul când în jurul tău se găsesc atâția mai învățați și mai pricepuți în cunoașterea legii decât tine. De vrei cu adevărat să știi și să deprinzi un lucru de folos, învață-te să treci nebăgat în seamă și socotit drept bun de nimic. Cea mai înaltă și mai folositoare învățătură este adevărata cunoaștere și disprețuire de sine mare înțelepciune și de săvârșire este să te socotești pe tine însuți bun de nimic, iar pe ceilalți se vezi întotdeauna mai buni și mai vrednici ca tine. Chiar dacă ai vedea pe altul greșim pe față, ori căzând în păcat, nu te grăbi să te socotești pe tine însuți mai bun, deoarece nu poți ști cât timp ai să poți fi în stare să ții tu însuți Calea dreaptă. Slab suntem cu toții din fire, însă mai slab și mai șubre decât tine însuți. Nu socoti pe nimeni.